What's up, babies? Anul. Așa e cu viața, ironică, ironică! Atât de lung aveam părul cam anul trecut pe vremea asta, adică în februarie. Mi-am luat și același tricou ca să vedeți diferența. Se zice că fetele își tund părul scurt după despărțire. Eu de cine dracu m-am despărțit anul ăsta de vechiul eu? An ciudat, an foarte ciudat, an complex și diferit, anul marilor căutări, despre care am vorbit și în clipul ăsta. Dați-i un ochi, eu așa, mai un clip mai sufletist, mai de recapitulare. Trecem la chestii serioase. Bilanț! Ăsta ar fi numele în română lui 2 Chainz. Două lanțuri, bilanț. Am citit azi dimineața un articol despre cum poți să-ți recapitulezi anul într-un fel cât mai util, astfel încât să înveți din asta și din experiențele ce au trecut sau prin care ai trecut. Așa că am aici un plan, 8 direcții mari în viață, o să dau note fiecăreia în funcție de cum am simțit eu 2017. Le vă invit să faceți și voi în comentarii. Anul viitor vlogul de marți se va axa mult și pe partea asta de dezvoltare personală, în căutarea fericirii, gânduri, psihologie. O să fie mișto. 2017 a fost anul în care mi-am schimbat telefonul și mi-am luat pentru prima dată în viață o carcasă, pentru că nici o carcasă nu se poate. Da, deci health and fitness. Trebuie să dau note de la 1 la 5, 5 însemnând complet satisfăcut. Pe partea de sănătate și fitness, 3,5, 3,50. Mult mai bine ca 2016, am umblat mult, dar nefiind eu bine cu mine, am umblat mult în natură și în scopuri terapeutice, am avut niște sesiuni de healing în natură. 3,5 vreau în 2018 să cresc cu măcar un punct. Friends and community. Oameni, de fapt, oameni care îmi sunt dragi. Am mulți în jur, doar că nefiind eu bine cu mine, nu prea conta. Anul ăsta cel mai mult a contat în viața mea Andrei, dar în perioadele în care eram bine, am reușit și eu să ajut la rândul meu niște oameni. În anul ăsta mi-am solidificat, mi-am băgat relațiile cu niște prieteni într-un strat mai profund și sunt super mulțumită de lucrul ăsta, așa că o să pun pe Friends and Community, o să pun tot un 3,5 în speranța că și cu voi o să mă apropii mai mult anul viitor, pentru că anul ăsta a fost, am avut și noi o relație destul de ciudată. Ați avut un partener de relație mai șchiop, așa, dar o să fie bine. 3. Love and relationships, 5 din 5, pacă! 4. Familie. Și cu familia am făcut progrese anul acesta. Îmi dau nota 4. 4 din 5. În sfârșit, la 29 de ani am ajuns să comunic atât de închegat și de bine cu familia, încât chiar să văd rezultate și chiar să simt înțelegere și să simt că ajut și că să simt că sunt înțeleasă. 5 e creativity and adventure. Pe aventură sunt neaventurată. Am câteva excursii epice în cap. Anul ăsta a fost foarte mișto că am fost cu mașina singur, eu și Andrei, în concediu în Croația. Asta a fost o mică aventură de familie, de cuplu. Nu știu, vreau să stau noaptea în pădure, să mă dau cu bicicleta mai mult, să urc niște pietre, să văd niște munți din țara noastră, să stau cu cortul, să mă mișc, să văd animale sălbatice. Sunt multe lucruri pe care vreau să le fac și pe care sunt sigură că o să le fac dacă sunt. Dar deocamdată pe 2017, pe creativitate și aventură, și creativitatea mea a avut mult de suferit din cauza stării mele psihice și o să-i dau cu sinceritate 2. Avem de îmbunătățit! 6. Carieră. Deși în cariera mea în 2017 au avut loc niște schimbări mișto și niște proiecte precum Next Big Vlogger, care mi-a dat mie, și despre Next Big Vlogger am vorbit tot în clip. Ăsta mi-a dat satisfacție profesională, după aceea din aprilie încolo a fost o cădere și toate s-au dus de valma, pentru că am început eu să am probleme, să nu fiu bine. Și sunt nemulțumită de felul în care am reușit să mă montez anul ăsta și să pot
să continui să fac vlogging. Am avut luna mai toată de pauză, nu știu dacă mi-ați simțit lipsa sau nu. Și pe carieră îmi doresc să fiu la fel de sinceră, transparentă și serioasă ca și până acum, așa că o să-mi dau 2. Totul vine de aici, știu că de acum, sper să nu mai cad în nicio prăpastie fără fund. O să fii bine, o să fii bine, dacă eu sunt așa... Shit's about to get popping! Money and finances! Bă, fiecare dintre noi definește succesul în feluri diferite. Pentru mine succesul nu se rezumă la bani. Banii sunt poate a treia sau a patra parte din ceea ce înseamnă succesul personal. Anul acesta îmi dau un 2,50 cu banii și simt că trebuie să strâng cureaua că nu știu ce căcat să mai pune la cale, la nivel superior PSD-ist. Stinge lumina, nu irosi benzina. Mâncam cremuri cu muștar și nu aveam habar. Cine spunea, mă? Eu spuneam că piesele artiștilor români nu au însemnătate, nu... Ce dracu, exact, deci trebuie să stingi lumina ca să faci economii și să mănânci cremuri cu muștar, că asta e situația. Emotional well-being. Aici am fost praf, dau nota 1, nu-i nimic, nu-i nimic. Am ieșit din gaură, m-am cățărat, m-am ținut ca ultima panteră. Ce urmează? Pentru că unul dintre motivele pentru care am intrat eu în această depresie sufocată de foarte multă anxietate a fost și faptul că am simțit anul ăsta că nu aparțin comunității YouTube, că nu mă regăsesc în subiectele care sunt trending, că am decis că mă duc pe calea mea. Nu mai încerc să mă mai lupt între asta ar face mai multe view-uri, dar nu prea îmi vine să vorbesc despre asta, că e cam superficial și nu mi se potrivește, versus asta o să facă mai puține view-uri, dar o să ajungă mai la suflete, la țâțe și peste tot. Apropo de sextoc, că sextocul nu o să părăsească vlogul de marți, o să fie sextoc și Ani mănâncă, astea două rămân. Dar pentru că am 2000 de voturi pe YouTube Community, am început să folosesc YouTube Community, abia mi s-a deblocat și mie acest feature și pot comunica direct pe YouTube cu voi, nu în comentarii, avem o secțiune separată, vă las link pentru YouTube Community-ul meu, e un fel de Facebook, da, pe YouTube. Și am făcut acolo un sondaj în care v-am dat 3 direcții mari pe care aș vrea să merg în 2018 pe vlogul de marți, și anume dezvoltare personală, Science of Happiness, educație, de la recomandări de cărți, de recomandări de oameni mișto pe care să-i urmăriți și de la care să învățați, de articole pe care le citesc și sextoc, asta 56%, și o parte de psihologie, relații de cuplu, prietenii, părinți, colegi, cum să fim mai mișto unii cu alții și să ne înțelegem și să luăm cât mai mult din viață în fiecare zi, din viața asta scurtă. Mi-am dat seama că ochelarii mei sunt mordari. Așa de mult sunteți? Mi-ați salvat capul. Adică măcar m-ați scăpat de anxietatea asta. Bă, oare ce, despre ce să le vorbesc cu oamenilor ăsta? Pentru că a fost anul ăsta situații în care eu pregăteam un clip și mă gândeam, bă, ăsta o să prind, o să fie mișto, o să primesc feedback mișto, o să mă motiveze, și nu prindea. Și de multe ori mi s-a întâmplat și să le dau așa, bă, ăsta-i clipul, atât am putut eu săptămâna asta, și să prindă o chestie la care nu mă așteptam. O să vi se pare ciudată paralela asta, dar mare parte din senzațiile astea de anxietate și de incomoditate, sfârșiere psihică, vin foarte mult și din incertitudinea mediului în care îmi desfășor meseria, pentru că, la fel ca la fermierii americani, care, apropo, au rate de sinucidere foarte mare, nu că ar fi cazul la mine, Doamne ferește, dar exact incertitudinea în care ei trăiesc, pentru că nu știi ce vreme o să fie, ce ploi o să vină, o să ți se facă cultura, o să ai din ce să trăiești, investești, pare mea, nu știi dacă ți se întoarce, la fel și pe YouTube, pentru că eu îmi pun sufletul și capul și tot ce am eu mai drag într-un produs video, care s-ar putea să facă doar 5.000 de vizualizări sau 10.000 de vizualizări. Dacă eu o să-mi trăiesc viața numai validându-mă din numărul de vizualizări, o să intru iarăși într-un mare căcat psihic. Stați că mă mănâncă în talpa dreaptă, ce înseamnă? M-ați ajutat foarte mult să-mi dau seama că am cu cine vorbi și avem pe ce construi și, nu știu, mă simt foarte bine, mi-ați luat o piatră de pe inimă. Și pentru asta vreau să vă premiez. Am un portofel custom made din piele verde cu vlogul de marți.
E un portofel din ăsta minimalist, vreau vă încape și buletinul, ca să purtați cât mai puține chestii în buzunar. Aici sunt două medalioane, mi-am comandat eu mai multe, pentru că mi-a plăcut foarte mult că sunt cu o rachetică și cu un fulger. O broșă din ceramică, o vrăbiuță ceramică, pe care vreau să o ofer la fel unui comentariu. Broșa ceramică vreau să meargă la Alexandra Tutuianu sau Tutuianu, cred că e Tutuianu, care a ales opțiunea psihologie, relații de cuplu, prietenii, părinți, colegi. Această opțiune consider că le înglobează și pe celelalte două. În afară de asta, cel mai bun psiholog e un prieten. Tu știi să fii prietenă bună cu puștimea, în ghilimele, de te urmărește, semnat o kinderiță de 30 de ani. Alexandra, mult am fain! Să știți că anul ăsta audiența mea, deși s-a diminuat, a crescut în vârstă. Pot să vorbesc altfel, îmi place că am oameni maturi care mă urmăresc acum și simt casa de bine și pentru vlogging în general, pentru că multă lume și mulți români ne asociază cu ăștia sunt ăia de fac conținut pentru copii. Nu toți facem conținut pentru copii, eu cel puțin încerc să-mi împart subiectele astfel încât să satisfac toată paleta asta mare de audiență, că v-am zis că se uită la mine copiii de la 7 la 12 ani, după aia vine segmentul de adolescenți și după aia vine ăștia 25 plus care se uită și ei și trebuie să fac pentru fiecare. Partea cea mai mișto e când ăștia mai mari află chestii despre ăștia mai mici și invers, prin intermediul clipurilor mele și prin comentarii. E foarte tare, simt că sunt o leac ca Nokia. I'm connecting people. Ce glumă veche, Ani, lasă-mi 2017, te rog. Ăsta și cu niște stickere, ai să vezi tu, Luciana Șuțan. Prin faptul că am și un lănțișor identic, sper să fim prietene de internet în felul ăsta. Îți mulțumesc pentru comentariu care spune așa, eu cred că pe noi... Scuze, îmi scrie cineva care o să-mi trimită dulciuri din Columbia! Ania mănâncă Columbia! Eu cred că pe noi, abonații tăi, mai ales că suntem foarte mulți sub 18 ani și te iubim enorm. Mulțumesc și eu pe voi, Marty for life, Marty! Oh my god, anul ăsta am pus și niște double chin. Health and fitness, cât ziceam? Te iubim enorm, educația contează foarte mult, ne-ai arătat ce gusturi au diferite alimente și eu personal m-am dus și am încercat și chiar sunt bune, mă bucur tare! Și când mergi în călătorie ne povestești despre locul respectiv. Da, n-am prea ieșit din țara noastră, n-am foarte concediu și clipul meu de concediu, nu știu dacă au fost glitch-uri la YouTube sau nu v-a plăcut. Poate vă mai uitați odată la el, e mișto, e din Croația, e pe relaxare, e pe cum să te detașezi în concediu și să chiar te bucuri de concediu. Toată lumea să-mi lase o adresă poștală și un număr de telefon la care să vă pot găsi și să vă trimit premiile. Și la Liviu Sopon, sau Chopin. La Liviu merge portofelul, Liviu a ales varianta educație, recomandări de cărți, oameni, articole și sex talk și spune, sincer să fiu, sistemul educațional e la pământ, toți știm asta, deci frumos ar fi să avansăm educația non-formală și pe YouTube-ul românesc. Știu că nu am venit cu o idee per se, dar sper că ajută. Eu sunt pro orice ține de educație. Îți mulțumesc frumos, Liviu, mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat idei și ați dezvoltat de ce vreți ca eu să abordez anumite direcții pe vlogul de marți în 2018. Aproape am terminat aici, știu că vă pare rău și mie îmi pare rău într-un fel că uitați-vă la mine, vorbesc și sunt vie și n-am mai fost așa de foarte multă vreme. Good. Pentru bilanțul din prima parte a clipului mi-ar plăcea să văd notele voastre pentru cele 8 dimensiuni ale vieții personale. Vreau să ne cunoaștem, dacă tot o să fim așa mai bestii la anul, să ne cunoaștem și în felul ăsta, eu v-am spus notele mele. Dacă aveți orice idee, sugestii, nebunie, dacă sunteți plecați prin țări străine și vreți să încerc dulciuri, apropo cineva îmi zisese la un moment dat că îmi trimite dulciuri din Danemarca, de oriunde. M-am gândit și la câteva idei originale pentru a ne mânca, adică nu doar dulciuri, snacks-uri primite de la voi, cum am făcut cu fructele exotice, dar vine cu altceva. Urmăriți-mă pe Instagram, pun story, fac fotografii, îmi place foarte mult și folosesc des Instagram, mult mai des decât folosesc Facebook. Vă mulțumesc din tot sufletul meu verde că sunteți oameni, că ați rămas alături de mine în călătoria asta fantastică numită viață și viață pe YouTube și vă iubesc și vă apreciez și vă mulțumesc și sper să fie niște sărbători liniștite și pline de senzații din alea, de tremuriș din alea mișto, că totul e la locul lui și totul e bine și vorbiți cu oamenii dragi și fiți recunoscători și mulțumiți-le și vorbiți deschis și...
Cred că următorul clip pe vlogul de marți va fi pe 9 ianuarie, dar nu dispar cu totul de pe mediile sociale. Sunt în continuare pe Instagram și pe Instagram Stories și pe Twitter și poate chiar și pe Facebook un picuț, dar Facebook... Green love, babies! Ne vedem la anul! Sărbători faine! Eu am fost Ana Marie și vă mulțumesc și ciao!